Vă invităm să vizionați ședința Consiliului Local Târgu Ocna, județul Bacău. Vă dorim vizionare plăcută! Dați-mi voi! Proiect. Uniunea Europeană, din toate proiectele de finanțare pe care le-au făcut ei, s-a referit la domeniul public și la partea generală. Stradă, trotuar, iar particularitatea acestui proiect și obținerea finanțării lui a fost că cele două statute ale localității noastre conferă un standard de mediu. Standardul de mediu și tendința europeană este ca să fie promovată și să fie extinsă rețeaua de transport nepoluant, și aici avem bicicletă, moped, electric sau alte echipamente, trotinete, ceva, sau mersul pe jos și deplasarea. Și atunci, pe aceeași infrastructură rutieră, orașului Triglav, care are o existență de 600 de ani și s-a format așa cum s-a format, ca urmare a zăcămintelor de naturale care au fost înzestrate în zona noastră, au trebuit proiectanții și toți ceilalți implicați să găsească soluții ca în acel areal să introducem aceste aceste infrastructuri. Și atunci, prioritatea numărul 1 a fost construirea unui număr de kilometri de pistă de bicicletă, că ăsta dădea tema, ăsta era finanțarea, că voiam să accedem pe această linie. A doua a fost creșterea capacității de deplasare pe trotuar și cea de-a treia, capacitatea de transport auto. Suntem un stat european. Suntem un stat care trebuie să respectăm niște reglementări. În România, în Târgu Ocna și în celelalte localități, străzile au apărut așa cum au apărut, cu tot felul de dimensiuni. Pornind de la 2 metri jumătate doar o bandă, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cu tot felul de alveole, tot felul de refugii, de standardizare. Europeană spune așa, funcție de încărcătura care traversează acea stradă, ținând de situația rezidențială, de situația și de capacitatea de transport, dacă și de ce tip de stradă este aceea, au și dimensiuni standard. Pornim de la 3 metri pe o bandă, dacă îi bagă o singură bandă, și apoi, dacă îi două benzi, 5, minim 5 metri jumătate, și după aia 6, 6, jumate, 7, funcție de capacitate. Și nimeni nu finanțează mai mult decât aceste dimensiuni. Dacă noi ne-am fi dorit ca pe o stradă de 10 metri să o facem lată de 10 metri, spune, da, ai atâta rezidențial, ai atâta transport, noi îți finanțăm 6 metri. Diferența e problema comunității. Dacă discutăm de celelalte, accesele la proprietăți. Nu a prevăzut așa ceva proiectul. Legiuitorul, în momentul respectiv, nu prevedea accesele la proprietăți. Cum așa știm foarte bine că nici atunci când am beneficiat de programul european de racorduri la canalizare și la apă, s-au tras conductele magistrale. Nu am beneficiat de racorduri proprii. Pentru că atât a finanțat. Atunci, eu am venit, pentru că eram în perioada când am preluat mandatul și alături de dumneavoastră, și constatând că proiectul prevede doar partea generală, atunci nu pot să rămână străzile ca fiecare proprietar să-și facă pe cheltuială proprie pe domeniul public. Și atunci am alocat din bugetul local situația și financiar pe buget o sumă cât să venim în completare și să uniformizăm toate accesele. Capacitatea de a construi aceste accese este mai redusă decât capacitatea de implicare a constructorului. Pentru că lucrăm cu firma locală. Este firma de sub ordinea Consiliului Local, Târgu Ocna. Și atunci, am început, ce străzi sunt principale? Sunt cele din zona care fac legătura cu punctul cel mai important al localității, Salina. Și am început cu Maior Ușiță, cu străzile cele care sunt din prejur. Și am făcut racordurile la proprietari, cu același tip de material, l-am cumpărat să fie pe aceeași nuanță, pe aceeași culoare, am constatat tot felul de anomalii în momentul când ne-am apucat de aceste străzi. Când? Proprietari nebranșați. Din diverse motive. Schimbări de proprietate. Vechiul proprietar n-a fost interesat să fie branșat. Noul proprietar a dorit. Am găsit înțelegere la constructor și a venit și a spus, da, domnule, eu teoretic trebuia să preiau o investiție, o situație, închideam și deschideam abia când făceam recepția. Dar ne-am bucurat de sprijinul dumnealui, cu sprijinul dirigintelui de șantier și am găsit soluții punctuale la fiecare problemă.
s-au tras conducte de apă, conducte vechi de apă de pe anumite străzi care ar fi îngreunat și mai mult curgerea proiectului sau după terminarea proiectului puteau să sară toate alea de acolo spărgându-se conductele. Și pe cheltuială proprie, din banii tuturor cetățenilor, am direcționat prin bugetul anului 2021-2022 volume financiare ca să reparăm aceste lucruri să primim în valoare. La ora aceasta, suntem cu infrastructura în parametrii contractului, ținând cont și de condițiile de meteo cu care ne-am confruntat. Două cu vreme nefavorabile, iar la infrastructură locală, nu la infrastructură pe spații nefuncționale. Nu poți să lucrezi în niște condiții, pentru că trebuie să asiguri cetățeanului accesul, trebuie să intre în condiții normale. Au mai fost și evenimente firești, nuntă, botezuri, un deces, o altă, și atunci ne-am pliat și constructorul s-a pliat, ținând cont de toate aceste probleme. Știm foarte bine că se suprapun mai multe proiecte. Avem și suprapunerea de proiect, tot cu finanțare europeană, cu creșterea capacității de infrastructurii de apă și canal. Acel proiect blocat în diverse mecanisme instituționale. Nu ne-am oprit, am mers mai departe, am obținut derogările și am continuat lucrările. La data de acum, avem o singură stradă din cele 23 care nu a fost atacată absolut deloc. Este vorba de strada Ionia Cristu, pentru că acolo este o situație complicată cu acea lipsa canalizării și nu neapărat a canalizării, cât acolo sunt niște izvoare naturale care scot apă din pământ și aia trebuie să fie direcționată undeva. Și atunci, dacă veneam cu infrastructura rutieră așa cum este prevăzut în proiect, nu aveam unde duce apă, ne inundam pe toată lumea pe acolo. Și am căzut de comod cu un acord cu finanțatorul și cu constructorul ca acea stradă să o lăsăm la urmă. Poate că proiectul cu infrastructura de apă va curge mai repede și să-l atacăm după. Dacă vedem că nu, până la capătul acestui exercițiu, constructorul va intra, va găsi soluții tehnice, schimbăm soluția proiectată, o să facem un șans, nu știu ceva, ce soluții va da proiectată. Și agreată de instituțiile abilitate ale statului, ISC, mediu și ce mai sunt celelalte. De-aia eu vă rog să ținem cont ceea ce am, să urmărim ceea ce am comandat. Dacă am comandat, facem un exercițiu plastic, un tip de autoturism. Nu putem să-i schimbăm caracteristicile când mi l-a adus la poartă și să-i spunem că dorim alte caracteristici. Așa și aici. Da. Mai aveți ceva de spus la început? Da, bineînțeles. Sunt mirat așa că trebuie să respectăm niște standarde la străzi și de asta ne îngustăm. Iar la trotuare și piste de biciclete care au făcut cadrul proiectului foarte important de a câștiga proiectul, nu mai trebuie. Putem să ne abatem, nu e nicio problemă. Așa au fost parte de tehnici. Dumneavoastră a spus. Nu am spus, am spus că prioritar a fost trotuarul și are o dimensiune, da. Iar pista de bicicletă are o dimensiune, da. Standard. Și vreți să spuneți că pistele sunt standard? Eu spun că da. Da. Spun că da, citind ceea ce a scris în proiect. Nu citiți ce avem, mergeți pe teren, pentru că atunci când cineva face un lucru, vă duceți și faceți conform trebuie. Dumneavoastră sunteți aici ales al comunității noastre să respectați niște reguli și niște norme. Și niște reglementări. Da. Dacă un reglementator a stabilit că dimensiunea trotuarului sau dimensiunea pistei de biciclete este standard, eu nu pot să vin acum să spun că trebuia cu 10 cm sau trebuia cu plus sau minus. Nu cred că... Păi, este opinia dumneavoastră, o respectăm. Dumneavoastră sunteți specializat în a solicita tot felul de expertize și le-am respectat și am răspuns tuturor expertizelor la care am fost supuși și mergem mai departe. Aici suntem. Noi avem aici pregătit toate documentele și cu toate dimensiunile, ce s-a gândit, ce s-a proiectat, ce s-a avizat și ce s-a licitat. De aici discutăm. Și dirigintele de șantier este organismul care vine în suportul echipei de implementare de la primărie, tehnică, economică, juridică și toate celelalte, care își asumă că ceea ce s-a licitat se pune în practică. Și după ce urmează toate organismele de verificare, se însușesc de dispozițiile și de vizele de plăți și își urmează cursul spre încasare. Eu cred că haideți să
discutăm și altceva, nu lucruri care nu au prevăzut proiectul. Mulțumesc mult! Mulțumesc! La începutul anului, a spus că este un buget foarte strâns și că ne vom încadra cu cheltuielile, de asta nu facem alte cheltuieli. V-ați orientat spre alte cheltuieli și suntem la jumătatea anului și nu avem bani pentru a susține cofinanțarea la diversele proiecte la care ne-am angajat. Deci, eu nu pot să înțeleg, nu ne-ați arătat un grafic de lucrări, nu ne-ați arătat un grafic de plăți și așa mai departe. Nu știm unde suntem acum. Poate dumneavoastră. Dacă știți dumneavoastră, poate explicați cetățenilor. Haideți, domnul consilier, haideți să nu ducem pentru o eroare. Da? Domnul primar. Da, eu m-am ascultat pe dumneavoastră. Da? Păi haideți să ne întoarcem asupra timpului. În noiembrie, la început de decembrie, când am supus spre aprobare impozitele și taxele pe anul 2023, eu am spus de aici, de la această poziție, și mi-am asumat-o că anul 2023 va fi cel mai provocator an. Și pregătim, și mi-am asumat atunci, să venim cu o fiscalitate care să asigure finanțarea tuturor proiectelor. Nimeni nu este vinovat că ne-am dorit și chiar era o necesitate și o, până la urmă, o oportunitate să accesăm tot ce puteau fi proiecte de dezvoltare a comunității în același timp. Și am venit și am spus-o că va fi un buget provocator. Am aprobat și s-a adoptat o fiscalitate. Ținând cont de fiscalitatea care s-a adoptat, am trecut la elaborarea bugetului. În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 este un capitol scris clar, o sesiune în care vor fi transferuri. Și am spus-o și atunci public și am scris-o și în materialele de suport că va face obiectul unei achiziții de servicii financiare care vom vedea la data respectivă. Iată că a curs jumătate de an. Noi am făcut până acum toate plățile și suntem cu plățile aproape la zi față de constructor și față de celelalte organisme. Și acum trebuie să pregătim plățile și bugetul pentru următoarea etapă. Am ajuns în situația când, și am citit și data trecută, și eu vreau să recitez de un pic pentru ca să ne reamintim. Am pornit cu acest proiect în 2017. Hotărârea de Consiliul Local din 27.10.2017, 106. Da, atunci a început finanțarea. Valoarea totală a proiectului este 21.468.011.4, inclusiv TVA. La vremea respectivă, ne-am asumat cu toții o contribuție proprie de 2,05% din întreaga valoare, care era 440.094.23. 2017. S-au început procedurile de achiziție, de derulare a investiții a proiectului. Ajungem în 2019. Se dezbate în Consiliul Local de la acea vreme și cu executivul de atunci și se adoptă hotărârea de Consiliul Local numărul 111 din 21.11.2019, când devizele s-au actualizat și s-au modificat, în care valoarea crește la 21.502, inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă rămâne aceeași pentru că Uniunea Europeană atât a finanțat, 21.468.011.4, iar valoarea neeligibilă crește încă cu 34.536. Mergem mai departe. În 30.07.2020, iarăși s-a adoptat o hotărâre de Consiliul Local, ca urmare a tuturor demersurilor făcute și a documentațiilor prezentate la acea vreme, când valoarea proiectului crește la 23.826.491, inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă și finanțată de Europa, 21.468.011, rămâne bătut în cuie, diferența ne-o asumăm ca și comunitate că vom pune 2.358.479.63. Valoare neeligibilă, finanțare de la bugetul local, în paranteză, venituri proprii sau alte surse ce vor fi identificate ulterior în funcție de gradul de implementare a proiectului. Astea au fost dezbaterile de atunci. Să mergem mai departe. Hotărârea de Consiliul Local numărul 93 din 4.10.2021. Se schimbă componența Consiliului Local, intrăm cu componența de astăzi și cu echipa executivă de astăzi și adoptăm o altă hotărâre de Consiliul Local,
în care, datorită evoluției prețurilor și finalizării listelor trase la zi, valoarea ajunge la 26.733.437,12 lei, inclusiv TVA. Deci crește de la 23 la 26.700. Din care valoarea eligibilă rămâne la fel, 21.468, și apare neeligibilă. 440.094,23 era valoarea eligibilă finanțată de la bugetul local, care ne-am asumat-o inițial de 2,05%, cea prin hotărârea din 2017, la care mai adăugim iarăși valoare neeligibilă 2.420.425,22, care erau valori rezultate din calcule, din evoluția prețurilor, din evoluția modificărilor legislative și a dimensiunilor de la proiect. 2021, da? Are loc licitația, are loc și asta era valoarea actualizată la momentul acela. Apare o altă hotărâre de Consiliul Local în baza altui material pe care l-am susținut și l-am prezentat la vremea respectivă, în care valoarea actualizată rămâne aceeași, 26.733.393, din care se schimbă un pic componența sumei, în care 21.468.011 rămâne aceeași cofinanțare europeană și valoarea neeligibilă 5.265.381, din care 2.845 valoarea ajustării prețurilor materiale conform hotărârii de guvern numărul 15/2021, pentru că am intrat în criză. Primul act normativ care l-a emis instituția guvernamentală a apărut această ordonanță 15, în care actualizau prețurile ca urmare a necazului care îl traversează umanitatea. COVID și evenimentele de la vecinii noștri. După care, 2.420.380 și valoarea neeligibilă asumată de noi până atunci. Mergem mai departe. Materialele și prețurile nu s-au oprit acolo. Și au evoluat. În hotărârea de Consiliul Local am venit iar și am prezentat un material și am cu devizul actualizat și am ajuns la valoarea actualizată de 28.816.634, inclusiv TVA. Deci iată că noi pornim de la 21 de milioane, când noi trebuia să punem 440 și ajungem la 28.816, din care valoarea eligibilă rămâne aceeași, 21. Deci tot ce însemna diferența cealaltă, am asumat-o că trebuie să o ducem de undeva, la momentul respectiv. Pentru că și acela era bugetul local, iar diferența, am spus-o și atunci și de fiecare dată, că trebuie să asigurăm o sursă de finanțare externă. Ce am făcut din 31.08.2022. Și după adoptarea bugetului, devenitul și cheltuian pe anul 2023. Și am spus-o atunci. Am contactat tot ce înseamnă instituții financiare, bancare, bănci, să ne prezinte ofertele lor de un posibil împrumut. Și ne-au dat niște oferte. Între timp, nu suntem singuri. La nivel de România, toate autoritățile locale s-au confruntat cu situația aceasta. Creșterea prețurilor, creșterea valorilor neeligibile și atunci ne duceam la o sincopă. Uniunea Europeană, condiția este următoarea. Nu duci la capăt proiectul, te obligăm să duci, dar ne dai bani înapoi. Adică, nu... și a fost întâlnirea Asociației Orașilor de România, a fost întâlnirea Asociația Primare de la Comună, Asociația Primarilor de Municipii, Asociația Consiliului Județene, când presiune la instituțiile guvernamentale să se găsească o soluție. Pentru că nu sunt sume care pot fi susținute dintr-un buget local că am mărit noi 1%, 2%, 3%, 5% din impozitul unei proprietăți sau unei mașini. Sunt sume care ne-au depășit. Și atunci, organismul ADR au fost, cred că la fiecare lună sau la 3 săptămâni era o întâlnire la ADR, cu sprijinul la lor, cu specialiștii de acolo, cu agrearea organismului european, pentru că finanțările astea trebuie să fie adoptate și să existe la un nivel de echilibru și la nivel de statele europene, că nu poate România să facă altfel cum fac ceilalți. Și s-a emis un act guvernamental, o hotărâre de guvern, în care statul român, prin Ministerul de Finanțe, își organizează un fond de finanțare garantat prin Ministerul de Finanțe, cu o dobândă garantată, cu niște indici, cu niște valori, în care ni s-a repartizat posibilitatea să accesăm niște credite.
la Ministerul de Finanțe. Deci nu pe piața publică în care poate să apară competiția unităților bancare, care ei, până la urmă, își reglementează cifra și caietul de sarcini. Și atunci s-a stabilit la momentul acela. Dom'le, hai să facem un echilibru. Stabilim așa, la nivel de comune, 1.000.000 de lei, la nivel de oraș, în prima etapă, 1.500.000, și la nivel de municipiu, municipiu de reședință, 3.000.000. Asta a fost prima etapă. La o săptămână sau două, au schimbat și au spus, nu, orașele, pentru că valorile sunt mult prea puțin, 1.500.000, a ridicat la 2.000.000. Și municipiile, 4. Pentru cofinanțare. Acest tip de credit, pe care l-am discutat și data trecută, și acum, are o singură destinație specială. Finanțarea proiectelor care au închiderea pe programul operațional regional european 2023, decembrie. Nu poate fi consumat un leu pentru o altă investiție, altă lucrare, alt proiect. Și atunci, noi am venit cu varianta, acum 2 săptămâni, când din cele 2.000.000 am repartizat 1.700.000 către investiția acestui proiect, valorificare, și 300.000 pentru investiția, tot pe aceeași tip de finanțare, pe școala numărul 2. Între timp, am avut discuții, iată că constructorul și-a mărit capacitatea de producție, argumentat și de vremea favorabilă, de trecerea sărbătorilor, pentru că am avut sărbătorile de primăvară, cu o vreme total nefavorabilă. Acum ține minte că e vremea frumoasă afară, dar acum 2 săptămâni era cu totul altfel afară. Și-a mărit capacitatea de producție și a spus, domnule, eu pot să lucrez și eu aceea o să-i dau cuvântul să ne prezinte punctul său de vedere. Și am schimbat față de ultima ședință acum, pentru că școala numărul 2 are o pondere mai mică de cheltuieli neeligibile, și atunci am mai luat 100.000 de lei acolo și am pus 1.800.000 la cofinanțarea acestui proiect și 200.000 la cofinanțarea de la școala 2. Din acești bani plătim cofinanțarea noastră plus acea componentă de creștere a prețurilor, ordonanța 64, așa cum este ea denumită tehnic, care, la un moment dat, vom recupera acești bani de la Guvernul României prin actul normativ care se eliberează. Acești bani îi vom recupera la fiecare cerere de plată când proiectul ajunge la o anumită pondere. Până acum, niciun proiect la nivel de stat nu a ajuns la acele valori. Și de aceea ne trebuie această capacitate financiară ca noi să asigurăm constructorului plățile conform documentației pe care el o vine și o prezintă. Agreată, autorizată și verificată. A venit cu situația de plată, să verifică, să urmează toate mecanismele, am plătit ca să poată să meargă mai departe. De-aia suntem astăzi aici. Nu am ascuns absolut deloc niciodată, nu am spus niciodată că banii noștri sunt suficienți și că avem bani și tot timpul am făcut public că este cel mai provocator proiect. Aici suntem. Mai aveți, domnule? Da, banii nu sunt suficienți niciodată la mine, mai pentru că mai ales cine sunt folosiți alături. Haideți să nu mai demorăm realizarea cetățenilor, că tot cetățenilor să plătească prin taxele și impozitele care vor crește, implicit, de la anul, peste 2 ani și așa mai departe. Tot noi plătim în punct. Adică nu facem acum, ridicăm mâinile și se acordă împrumutul și nimeni nu mai plătește. Tot noi plătim. Asta nu merge. Păi da, este un mecanism în care cu toții, odată ce confortul fiecărui locuitor și starea lui bine crește și acasă. În momentul când îți dorești un standard și un confort și o calitate a serviciilor oferite sau de care beneficiem, este clar că avem niște costuri. Cu toți avem luat în bugetul familiei noastre și în bugetul comunității și în bugetul firmei și în bugetul oricărui instituții, există o creștere. Nu am, iar am uitat să prezint acum, dar poate gradul de că acest credit, multă, hai că am venit noi acum, fiecare autoritate a venit și pune că ați venit că trebuie să respectăm niște condiții. Condiții, în primul rând, de eligibilitate, condiții de sustenabilitate și de să ne încadrăm în marja de grad de îndatorare. Astăzi, Târgu Ocna, prin creditele care le are, are un grad de îndatorare de 9%. 9,1 pic. 9,1. Deci, ce scrie?
În fine, 9, cât e doamna Lipsa. Iar legiuitorul a spus că poate o comunitate pentru aceste tip de proiecte și ca să simt, să le putem finanța până la 30%. Poftim? Aia a pus 9,18. Știam că e 9,2, dar am vrut să greșesc. Da. Deci aici suntem. Deci din punct de vedere al eligibilității, și aici este paradoxul. Instituțiile europene au făcut tot ce le stă în putință ca aceste proiecte să curgă și să stragă fiecare ban european. Instituțiile guvernamentale au creat mecanisme ca să vină în sprijinul comunităților să putem continua proiectele. Și acum, responsabilitatea este a noastră, a fiecărui cetățean și a fiecărui consilier local, să ne asumăm niște decizii. Eu, în calitatea mea, am făcut tot ce mi-a stat în putință. Să aduc proiectul până aici, să curgă toate investiția liniar și progresiv și să prezint Consiliului Local de fiecare dată statul. Am primit zilele trecute o solicitare din partea Partidului Național Liberal în numele consilierilor locali în care mi-au solicitat niște lămuriri. Eu le-am răspuns ieri și le-am transmis pe adresele de corespondență dumnealor. Îmi pare rău că astăzi n-au putut veni aici. Nu știu motivul, cred că era cel mai bine să putem să venim să dezbatem cu toții, să nu ne ascundem în spatele scaunului goale, dar nu este atributul meu să analizez lucrul ăsta. Eu vă mulțumesc frumos că sunteți prezenți, că ne preocupă și haideți să mergem și mai departe. Da, câteva cuvinte. Ați vorbit de consilierii locali pe mine, dar sunt partenerii dumneavoastră de guvernare. Ar trebui să vă înțelegeți. Nu am vorbit, nu se prezintă aici. Alte partide vă aveți mulțumite când apar divergențe. Mi-a atras atenția o chestie care spuneați vreau că proiectantul nu a prevăzut accesul la proprietăți. Aici este o bilă neagră. Cum să nu prevezi așa ceva? Pentru că își construiești un drum, ceva, nu poți să construiești pe cer, pe un câmp, doar pe un câmp. Adică treci prin localitate, trebuie să prevezi asemenea costuri. Dacă proiectul ar fi fost conform cu realitatea, să vezi și acestea, să vezi mai departe ce se întâmplă, atunci proiectul ar fi avut o adevărată valoare. Așa au apărut cheltuieli suplimentare de proiectul. E foarte bine, dumneavoastră, care sunteți constructorul și să transmiteți proiectantului, că vor mai apărea și alte, și alte. Adică ele trebuie să fie evaluate conform cu realitatea, să vadă acel proiectant foarte bine. Deci cum să spui că proiectantul nu a putut accesul la proprietate? Nu, nu mai. Deci este un punct de vedere, o vilă neagră de proiectantului. Cum să nu vezi așa? Păi ce vezi? Nu mai faci proiecte, faci și joci fotbal, joci tablă. Deci să te învăț cum așa. Hai să termin, că mai am acum. Și... Deci am spus că aspectul ăsta e. Ce se întâmplă dacă acest proiect de hotărâre nu ar fi aprobat? Pentru că sunt niște lucrări, ca și într-o familie. Te-ai angrenat într-un împrumut, ai luat o mașină frumoasă, îți o ia banca, nu? Adică sau pierdem acest proiect, aici e treaba, nu? Da, pierdem... O să plătească cetățenii. Aici pot să vă răspund eu. Pierdem și noi, într-un mod indirect, adică... Dar dacă proiectul ar fi fost clar și de aici încolo, atenție către... Atenție lucrărilor, ar fi pierdere mai puține, nu neapărat de... un lucrare ceva. Și ca imagine, și confort. Înțeleg, am înțeles. Frământarea dumneavoastră este corectă. Și dacă îmi dați voie să o exemplific, poate n-am explicat corect. Proiectantul nu a greșit sau că nu a prevăzut. Dar în valoarea eligibilă a finanțării europene, care este de 21 de milioane aici, ea nu a putut fi mai mare sau mai mică. Și chiar dacă am fi prevăzut în proiect, accesele, tot aceeași cheltuială pe comunitate ar fi apărut. Fie că era în valoarea neeligibilă a proiectului, fie că este în valoarea neeligibilă a altor lucrări pe care noi le facem cu forțe proprii. Eu nu știu acum dacă erau valorile mai mari sau mai mici. Poate erau mai mari sau poate mai mici, că nu avem acum datele cu ce să compară. Deci nu a fost o eroare sau o greșeală. Să mergem mai departe, așa e viziunea noastră. Tocmai, ținând cont de valoarea finanțării, grantului, în momentul când s-au scris, pentru că aici mai reamintesc încă o problemă, de ce au fost alese aceste străzi și de ce nu au fost alese altele? Au fost niște mecanisme de eligibilitate și de verificare și am mai spus-o, dar vreau să o repet acum, că aceste 23 de străzi au fost alese și stabilite în baza unor reglementări că acestea trebuiau să facă anumite legături. În primul rând, străzile principale care leagă căile de comunicare directe, gară, autogară,
cu principalele obiective turistice, adică Sărbinte și Sărbăcări, și cu principalele puncte de atracție a localității. Parcuri, locuri de promenadă, locuri de relaxare sau alte obiective turistice. Și așa au fost extrase cele 23 de străzi din cele 120 de străzi. Și fiecare din această stradă putem să aducem un lucru și pot să spun lucrul ăsta, de ce strada, dau un exemplu, Fântâna cu apă rece, a fost nominalizată. De ce? Aparent este o stradă foarte mică. Pentru că acolo am identificat o resursă naturală, acel stâncăriș, care este în spate, acel versant, care, la momentul respectiv, consultantul, din discuțiile și se prestează pentru o dezvoltare de sport de tip escaladă. Deci ați identificat că Fântâna cu apă rece, datorită unor stânci, merită să fie... A putut fi eligibil, nu merită, că fiecare stradă merită din oraș. Dar nu adunați punctaj, era pentru un punctaj. Noi trebuia să demonstrăm că acest proiect și că localitatea are o sumă de obiective turistice. Și atunci, Salina, parcul, obiectivele instituțiilor, punctele de legătură, și aici vorbim de accesul spre Pârgărești și cu ieșirea spre Brașov, pentru că leagă nordul cu estul, cu vestul României, așa au fost străzi. Biserica Rămească este strada Vălei, există un obiectiv turistic. Toate străzile din jurul central, aici, autogară și cu toate străzile, cimitirul, la vremea respectivă, a eroilor români din primul război mondial, cimitirul eroilor sovietici, pentru că la vremea respectivă eram cu toții și acum eroii sunt eroi, nu contează mișcările socio-economice și politice de pe fiecare zi. Și așa au fost selectate. Calea de acces de la școala 1, Nicolae Albraș, care duce spre parc, și mai nou, toate cele, strada Gării, și ce sunt acolo, cu legăturile către Gara Mare, de aceea au fost aceste selectate. Și atunci, 23 de străzi astea au cumulat un proiect. Dar nu e vorba de străzi. Asta e componenta infrastructură, străzi. 23, 8,1 km. Mai avem componenta de dezvoltare a pietonalului. Și atunci, știți cu toții că vechii consilieri, vechile administrații au făcut tot ce le-a stat în putință la vremea respectivă să dezvolte zona centrală și s-a construit pietonalul până la un moment dat, că atât a fost finanțarea. Și atunci trebuia finalizată investiția de acolo, investițiile de acolo, pornind de la intersecția cu gara CFR Salina și până la autogara și cu legătura cu parcul Trandafirilor și cu centrul vechi. Și avem aici câteva imagini din zona aceea. Asta a fost. Deci avem o zonă pietonală acolo, avem zona pietonală de relaxare și de respect și de punere în valoare a comunității, piațeta principală, piațeta primăriei, care va fi reorganizată cu totul după un alt concept. Și aici au fost discuții și ne aducem aminte că o parte din noi am fost aici și în pozițiile pe care le dețineam, alții au venit din calitate de cetățeni și au fost multe dezbateri cum să arate piațeta. Și este adevărat că fiecare viziune a fiecăruia este diferită și normal să fie așa. Dar atunci au fost analizate 3 proiecte, au rămas 2 în competiție și din cele 2 s-a hotărât să rămână varianta actuală. Arhitecția la acel moment a spus, viziunea mea este asta. Arhitectul celălalt, viziunea mea este asta. Și s-a adoptat una din ele, care este cea reală. Și acum sunt șantierul din față de aici. A treia componentă, la fel de importantă, este extinderea zonei parcului Băcura. De la podul pietonal, cu râul Trotuș, cu confluența cu râul Zlănic, cu tot ce înseamnă spațiul de acolo liber, care era un spațiu de tip Maidan și era un spațiu cu bălării și cu tot ce... o zonă de disconfort până la urmă, și cu o zonă de intrare în parc, care era o zonă oarecum rece, o zonă liberă, doar cu vegetație. Nu erau cu arboret, nu erau cu palei și nu erau cu celelalte. Și toate componentele astea adunate, sumate, au calificat orașul Târgu Ocna la vremea respectivă. Haideți să ne aducem aminte că am fost, la nivel de regiunea Moldova, 2 proiecte au fost finanțate. Noi și cu Vatra Domnului. Nu s-au cinat. Pe componenta asta, vă rog să ne prezentați dumneavoastră mai mult, că chiar eu știam că 2 în competiția asta. Nu, 6 proiecte au fost finanțate, toate din regiuni. Turistic, cred că din 22 sau 23 de proiecte.
Dacă vă aduceți bine aminte, și proiectul dumneavoastră a fost respins inițial și după asta a fost redepus. Ce vreau eu să vă spun, ca să-i răspund unui consilier, nu cer scuze, dar... Nefinalizarea acestui proiect până la 31 decembrie 2023 atrage restituirea tuturor banilor pe care i-ați folosit până acum. Dacă mi-aduc eu bine aminte, sunt undeva la 7 milioane de lei. Da? În afară de restituirea banilor, veți rămâne și cu proiectul cu lucrările nefinalizate și cu orașul care e în șantier în general. Deci, cu alte cuvinte, capii greșesc și cetățenii plătesc. Nu puteți să acuzați, sau cel puțin, nu cred că poate fi acuzat cineva din conducerea executivă a primăriei la momentul acesta. Eu nu fac politic, eu sunt tehnic. Da? De faptul că prețurile au crescut datorită războiului din Ucraina, că prețurile au crescut datorită pandemiei, că au crescut salariile în construcții, da? Toate aceste majorări se datorează acestor lucruri. Da? Acum, că trebuie să finalizați proiectul, din punctul meu de vedere, e destul de clar. Da? Că trebuie să mai dați niște bani de la dumneavoastră pe care o să-i recuperați, pe care o să-i recuperați după asta, a apărut ordonanța 64, care zice că la momentul la care aveți 50% din proiect realizat, abia atunci puteți să plătiți acele ajustări. Ajustările înseamnă diferențele de prețuri la materialele de construcții și la manoperă și la echipamente față de bugetul estimat la data semnării contractului. Da? Ca urmare, acești bani, o parte din acești bani, nu vor fi plătiți de cetățeni. Vor fi plătiți din acele ajustări care vor veni de la bugetul de stat. Deci, ca un fel de promisiune. Nu, eu nu vă fac promisiune. Este o legislație în vigoare la momentul acesta și dacă o să citiți ordonanța 64, ea specifică foarte clar că acele ajustări vor fi plătite de la bugetul de stat. În anumite limite. Da? Vă rog, ca să vedeți că fiecare zi care trece, toate instituțiile române, ale guvernului și celelalte departamente implicate, în concordanță cu reglementările europene, găsesc legislații care să continue proiectele. A apărut acum, ne povestea și vă rog să ne spuneți de acea ordonanță care spune că anumite proiecte, dar cu excepția celor de infrastructură rutieră, pot fi translatate și în exercițiul următor. Vă rog să... Există ordonanța de închidere a exercițiului financiar 2017-2020, care a fost prelungit cu 3 ani, care prevede că anumite proiecte vor putea fi etapizate pentru exercițiul financiar următor. Și aici ne referim la cazul concret al orașului Târgu Ocna, la școli. Deci școala pe care o aveți, dacă nu poate fi finalizată anul acesta până la 31 decembrie, poate fi mutată pe exercițiul financiar următor. Doar că aceste proiecte trebuie să îndeplinească niște condiții. Adică să aibă cel puțin 5% din proiect să fie implementat, să aibă o linie de corespondență pe exercițiul următor, ceea ce se exclude în cazul infrastructurii rutiere. De fapt, pot să vă spun că pe exercițiul următor străzile nu vor mai fi finanțate. Da? Deci rămânem cu ce am avut și cu ce am putut prinde. Și iarăși, ca să închid eu, din punctul meu de vedere, la ce am văzut la momentul acesta, proiectul este în grafic, în graficul de execuție, și o să rog pe domnul primar să distribuie, să vă distribuie și dumneavoastră graficul de execuție. Îl aveți. Da. Și l-a actualizat? La data de 22, încheiat, la data semnării contractului. Nu, a fost actualizat între timp. A fost actualizat de 2. Așa, cu o singură problemă. Perfect. Bănuiesc că o să vi le pun la dispoziție, domnul primar. Cu o singură excepție, toate lucrările sunt în grafic. Iar această excepție, cum a spus și domnul primar,
reprezintă străzile pe care trebuie făcută canalizarea pe, pe Poimbra, pe proiectul de mare infrastructură. Eu de acum. În rest... Nu pot să fie la nicio lista. Noi suntem la momentul acesta și trebuie să găsim soluții la momentul acesta. Da. Deci eu asta vreau să am prezentat aici și am făcut o, o reluare a istoriei acestui proiect. Pentru ca să ne reamintim cu toții de ce suntem astăzi aici. Nimeni nu-și dorește să îndatorăm sau să ne asumăm să punem un leu. Dar nu există o dezvoltare, o investiție, un beneficiu fără a avea și o componentă personală a fiecăruia din noi. Pentru că nu discutăm aceea de o infrastructură care va traversa orașul. Gen autostrada, a trecut pe deasupra noastră sau pe stânga sau pe dreapta și nu suntem noi beneficiari direct. Eu asta vreau să vă spun. Aș vrea că nu vreau să prezint doar eu, eu vreau să permiteți, domnul președinte, și domnul constructor să își prezinte punctul său de vedere. Cum vede, de partea ai luat la baricade lucrurile? Și după care să mai putem... Da. Sau haideți să facem dacă mai dezbatem și apoi să... Dacă mai puteți să luați cuvântul, doamnă Iohan. Da, eu vreau să cred ce se întâmplă dacă astăzi nu aprobăm acest proiect de hotărâri și blocăm investiția. Dar ne-a explicat foarte clar. Eu sunt și am fost întotdeauna pentru dezvoltarea orașului, pentru educație, pentru exact pentru ce se dau banii aceștia, sprijin, ocuparea forței de muncă, dezvoltarea orașului, străzile, cred că cu toții ne dorim să avem străzi mai bune, așa cum cred că mulți dintre consilieri și dintre cetățenii orașului, și eu mă număr dintre aceștia, când mi-am făcut o casă sau mi-am luat o mașină, cred că mulți vă regăsiți, facem un împrumut la bancă. Mai ales că acest împrumut de la trezorerie statului, deci au, are dobânzile foarte mici față de un împrumut la o bancă obișnuită, unde știm cu toți că au crescut foarte mult. Gradul de îndatorare, așa cum se găsește și pe site-ul primăriei, nu este mare. Cred că am putea face un efort să continuăm această investiție. Riscăm, cum spunea și domnul de mai devreme, să dăm 5-7 miliarde de lei înapoi, plus dobânzile, care știți foarte bine că se dau, și penalitățile în cazul în care se pierd aceste proiecte. Eu, personal, consider că trebuie aprobat să mergem înainte, să finalizăm aceste străzi. Eu aseară am fost chiar pe partea asta, la Gara Mare, am văzut, era ora 17:30, s-a lucrat până la ora 18, era un buldo care întindea acolo tot nisipul și pietrișul de acolo. Am văzut și aici în fața primăriei, într-o seară, la ora 19, se lucra. Eu cred că se dorește să se finalizeze și cu toții cred că dorim să finalizăm și investiția la școala 2. Avem copii, nepoți, cu toții ne dorim să avem copii educați în condiții bune, cu laboratoare, cu săl de sport, cu tot ce trebuie. Așa cum am spus, am fost întotdeauna alături de agenții economici, de copii, așa că voi vota pentru continuarea investiției în acest oraș în care trăiesc. Mulțumesc! Domnul Bană. Da, în contractul cu semnul de septembrie 2021, să dau un exemplu, sacul ce vindea 20 de lei, s-au început lucrări după 7 luni, în mai 2021. Astea 7 luni de zile, prețurile au notorat. Au crescut toate devenit negligibile. Suntem în situația în care nu mi se pare corect și nici deontologic și nici de bun simț să fiu sunat eu, alți colegi, de alte instituții ale statului, să fie supus presiune. Așa ceva, noapte. Noapte. Asta este un copil. Te-a dezvoltat, domnul. Cine? Deci am fost sunat, nu dau, nu ești. Păi, mai să ce date m-a sunat, dacă vă spune? Colegi care au fost sunat, ba din colegi, din Consiliu, ba din șeful de la servici, să vadă cum face să votez. Că o auzit că ar trebui votat. Presiune pe Consiliu nu ești normal. Dar ce dumneavoastră nu vă sunat? Dar eu cred că
fiecare din cetățenii orașului și fiecare din structurile orașului, fie că e agent economic, fie că e Horeca, fie că e instituție școlară, economică, sanitară și asta, ne preocupă soarta localității. Iar comunicarea este un atribut al omului. Eu nu cred că duce lucrurile într-o altă direcție. Haideți să vă rămâneți un pic acum cu septembrie și cu mare. Da. Da? S-a semnat contractul în septembrie, da. De acord? Începând cu octombrie sau sfârșitul noiembrie, am intrat în sezonul de iarnă, până în martie, când juridic și din punct de vedere al ISC-ului lucrările sunt suspendate. Și atunci, în martie, și prima lucrare, pentru că a fost o perioadă cu vreme nefavorabilă, și la 1 mai s-a intrat în execuție. Iar anul trecut s-a lucrat inclusiv pe 21 decembrie. Să ne aducem aminte... Atunci a stăsat ISC-ul, a avut zile capete. Nu, domnul, da, eram în... La Mănești, când s-a dat startul de lucrări, atunci s-a început, domnul Frida. Haideți. Nu a stat șapte... Dar și la Ciucu, nu? Și la Ciucu. Și vedeți cum o să fie. Votați-vă la Mănești. Vă dau dreptate să zic. Dacă se știa cum se pot începe lucrările, nici s-a făcut grafă, începe de mine. Domnul, grafă s-a scris. În luna mai trebuia să fie gata toate zvenii cu spise în biciclete și trucoare. Așa. A dreptate? Da. Așa a fost. Păi haideți să facem un exercițiu de imagine. Deci ar trebui să dat acum. Perfect. Bun. Suntem astăzi, în luna iunie. Da. Haideți să luăm indicii de valori a prețurilor care au fost în decembrie, nu, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, da? O 2022. Lăsați-mă. Am început în 2000. Dacă am emis ordinul în septembrie 2021 și am apucat în mai 2022. Și evoluție. Domnul, o lucrare, o investiție de 20 de milioane de lei, nu o faci nici acasă dumneavoastră, nu vă reușiți să vă schimbați două gresii într-o jumătate de zi sau o jumătate de bun, perfect. Și dacă se făceau toate lucrările și astăzi semnam recepția, apăsarea pe cheltuiala neeligibilă era încă cu 20% mai mare. Pentru că evoluția prețurilor de iarnă erau mult mai mari decât acum. Pentru că, să știți dumneavoastră, că fiecare leu care se regăsește în situația de plată urmează niște formule. Și acele formule sunt verificate de către organismele care stau la acei indici de statistică. Nu i-am stat nimic. Da. Și aceleași valori sunt și la Comănești, așa cum spune domnul consilier, sunt și la Dărmănești, sunt și la Moinești, sunt și la Bacău, și la Ciucut, și unde vreți dumneavoastră. Cred că cu toții ne-am deplasat în țara asta și vedem. La Jud, proiect în derulare, la Focșani la fel, la Buzău la fel, la Onești nu mai vorbim. Domnul, dacă permiteți, vă rog să ne spuneți la nivel de agenția Nordest, câte proiecte sunt în implementare acum la nivel de regiune Nordest? Dacă aveți o... 465, cred. Și câte s-au închis, finalizate din... Din 2017, pentru AK 7-8. Pe 7-1 singur. Deci au fost, s-au depus 20 de proiecte. De valoare foarte mare. S-au depus 20 de proiecte. Să faci lucrări de 20 de milioane într-un an de zile. Păi s-au depus 20 de proiecte, au fost evaluate și câștigate 6 și s-a terminat unul. Haideți acum, eu înțeleg că... Dacă facem altul mare, așa că iasă pe grafic, da? De rambursare și la creditul ăla, avem grafic de rambursare. Și dacă nu respectă, ce facem? Graficul de actualizare, graficul este actualizat astăzi. Dar nu, dar graficul de rambursare acelor 2 milioane. Și dacă nu respectăm, ce facem? Graficul, facem alt grafic. Domnul consilier, știți foarte bine că am mai avut discuții și personale pe situația aceasta. Atâta timp cât este un credit asumat de către o autoritate locală, în raport cu o autoritate centrală, Ministerul de Finanțe, nici unii, nici alții nu vor încălca prevederile contractuale. Da. Și la momentul respectiv s-au găsit soluții, pentru că orașul Târgu n-a mai avut credite de tipul acesta și s-au găsit soluții de echilibrare a acestor valori și nu au rămas niciodată dator orașul. Și au fost și perioade când, prin diverse mecanisme financiare acordate de Ministerul de Finanțe, s-au compensat anumite sume. Nu ne-a șters nimeni datoriile, dar s-au compensat cu diverse alte cheltuie, pentru că ăsta este rolul și mecanismul unui guvern și al statului. Să echilibreze și să pună umărul la dezvoltarea acelei națiuni. Că nu o să vină nimeni să ne dea din celelalte componente. Este o
Noi trebuie să luptăm pe toate forțele noastre și să găsim acele surse de finanțare. Poate că dacă sunt frumos, mergeam la prima bancă, care era prima, la primul colț de stradă. Ce ofertă dădea ăla, o lansam, făceam implicitații, o câștiga și la revedere. Ne-am, 6 luni am căutat soluții de finanțare cea mai optimă pentru comunitate. Și am spus-o, căutăm, nici nu știu astăzi. Astăzi scrie pe Ministerul de Finanțe, altă ofertă mai alta de minister. Dacă mâine Ministerul de Finanțe spune, domnule, nu dăm 2 milioane, dăm 3 sau dăm cât dăm, cât e necesar. Vom vedea la vremea respectivă. Deja se discută să se modifice valorile. Pentru că obiectivul României în raport cu celelalte state este să atragem fiecare eurocent. Eu cer scuze, îl rugasem pe domnul constructor să dea zi. Mai aveți ceva de spus, domnul Varna? Nu s-a terminat. Tot a venit vorba de asumare, da? Deci, în luna februarie, cred că în ordinare, nu s-a aprobat asumarea pentru școala 2. Am putut extrem ordinară, ați adus 2 de profesori în spate. Cum am adus? Invitat, să zic. Invitat 2 profesori, în ziua de azi. Ne-ați promis, ne-ați promis. Dar cetățenii când zic că am adus eu? Nu, au venit. Au venit și ați promis în ședința din 20 februarie da. Că la 1 martie se începe lucrări la școală. Da. Da. Și ne-am avut asumate da. Pentru finanțare. Și când am început lucrările, da. Domnul consilier? Nici acum la școală 2 nu s-a avut un cuie. Părerea dumneavoastră și opinia dumneavoastră. Am spus atunci foarte clar. Elevii în vacanță, avem elevii în vacanță. Au fost mutat de ori, s-a terminat, de ori în jumătate au fost mutat de acolo. Asta au vacanță. Într-o față eroare. Proiectul de la școala numărul 2, am spus-o și atunci, o spun și acum și o spun de câte ori este necesar și oriunde. A cincea oară am spus-o, cred că astăzi, sau nu știu. Care două componente. Are componenta proiectare și componenta execuției, la pachet. În data când a fost emis și închisă licitația, când constructorul, împreună cu proiectantul, asocierea, au primit contractul și ordinul de începere, s-a început procedura. Proiectul este... Dumneavoastră înțelegeți noțiunea de proiectare pe execuție? Și înțelegeți ce înseamnă după? Ați primit în licitare, se finaliza pe 7-10 aprilie. Da. Păi da, și am spus de investiția. Domnul consilier, am spus de investiție. Nu amestecăm lucrurile. Investiția, dar astăzi o fac public că proiectantul avea 90 de zile de proiectare, după care ar trebui să ne predea proiectul și noi să ne ocupăm de avize ca să emitem autorizația de construire. Lăsați-mă un pic. Proiectantul și-a făcut datoria, de 2 săptămâni de zile ne-a trimis documentațiile, ieri a fost documentațiile pregătitoare pentru avizele organismelor abilitate și ieri le-am depus în termen, ieri am adus autorizația de la ISU, avizul de la ISU și astăzi am avut ședința înainte de dezbaterea cu dumneavoastră, mâine este joi, vineri, sosește și proiectul întreg, deci ei și-au terminat treaba cu ultimele avize ale avizatorilor, sunt acele organisme, acei avizatori independenți și după predarea acestei documentații la Inspectoratul de Stat în Construcții, primim ordinul de, vă rog să-mi spuneți cum se numește, gradul de etapizare sau cum? Programul de urmărire și control și cred că autorizația de construire, se emite autorizația de construire, cred că luni, în condițiile astea, iar undeva cu acest program de etapizare și control, funcție de răspunsul care îl dă ISC-ul, e posibil ca cupa de excavator să intre data la 1 iulie. E posibil. Deci nu te-a spus că s-au început venite, da. Domnule, am zis că s-au început investiția, domnul consilier. Că fără proiectare și fără avize și fără documentații, nu bagă nimeni. Pentru că știți ce am pățit când anumiți domn consilier din alte consilii care sunt și acum? Imediat făceau reclamații și s-au plătit penalități. Și niciun constructor în ziua de astăzi nu-și permite. Iată că, da, decizia am luat-o împreună cu unitatea școlară, ca după sărbătorile de Paște, să nu mai producem la copii o traumă, schimbându-i timpul semestrului. Așa gândeam atunci. Și i-am mântat după sărbătorile o astfel de vede. Iată că așa a făcut lucrurile să curgă. Că copiii au stat acasă 3 săptămâni.
Dar n-a fost nevinovat. Și a fost un lucru bun acum. Trebuia astăzi să ne apucăm cu paie, cu gunoaie, cu toată lumea, să încărcăm și să cărăm... Eu nu trebuie vacanță, nu am ajuns conform. Haideți, domnul consilier, puneți coada mă cine așa. Mai aveți ceva dată lumbară? Da, am întrebat la... pe Bugher. Erau 13 milioane pe cutune fiscală. Și astăzi sunt. 30 milioane fiscală. Da. Dacă aduc aminte și ne aduce bine aminte că altul la fel, în luna decembrie, a făcut o extraordinară, 2020 vorbesc, de îndată, pentru proiectele din Parcul Măsură, pentru... Care mi-a spus exact și... Da, exact. Ia spune-te la cetățenie. Ia spune-te la cetățenie. Acum, care a fost acordul dumneavoastră de a fi întâi două proiecte? Nu m-a puțin. Atunci, valoarea nu a... Valoarea care trebuie să punem noi în ineligibilă, aia 30%, erau 9 milioane. Dacă atunci aveam 9 milioane, să punem pe divizia din Parcul Măsură, dar avem 2 milioane de străzile? Păi nu, ceva nu doar. Ceva nu doar. Avem 9 milioane să punem la Parcul Măsură, că v-am purlat. Da, domnul consilier, orașul de Măsură, datorită dumneavoastră, datorită dumneavoastră, au fost scoase pe lista cu hotărâre de guvern, prima și a doua poziții la nivel național, cu două proiecte de dezvoltare a comunității. Avea Parca Măsură și Parca Ventura. Nu contează cine avea de unde din banii, că banii nu au de la se găsesc. Ne-a scos dumneavoastră ca să ați dus în instanță o hotărâre, erați amici, nu s-a uscat să cernea la declarația și pe jurământul dumneavoastră și ați contestat în instanță. Și de-a mea, și de-a mea. Luați hotărârea de guvern în care master planul de turism la nivel național cu 36 de proiecte la nivel național câștigate, poziția numărul 1 și poziția numărul 2 pe hotărârea de guvern era Târgu Ocna, la Ministerul de Turism. Și dumneavoastră ați contestat atunci pe formă, nu pe fond, pentru că ați contestat o zi, când ne-am adunat aici în ședință, cu o zi distanță. Și ne-am judecat un an jumătate și pe formă, dar nu am pierdut eu. A fost formă. N-am știut. Știați dumneavoastră. Asta este aportul dumneavoastră, domnul consilier. Când a fost dezbaterea, atunci ați făcut tot ce a stat în putere. Deci eu pot să vă spun următorul lucru. Pot să spun următorul lucru. Dacă plătim, nu plătim treaba. Pot să-mi asum următorul lucru. Împotriva mea, ca persoană, poate, mi se poate întâmpla orice. Mi-am asumat, am candidat, am câștigat și cu responsabilitate pot să mă uit în ochii fiecărui cetățean. Și nu am o problemă politică. Că reprezint o formă politică, Partidul Social Democrat, un partid corect, un partid care este la guvernare și a adus bani în comunitate. Dar dumneavoastră, prin toate mecanismele care le-ați utilizat, care de altfel, ați obstrucționat și dezvoltarea localității. Două proiecte le-am pierdut, trebuia să le lăsați acolo. 10 ani să stea pe lista aia acolo și copiii noștri sau viitorul consiliu sau cine găsea două proiecte care de puteau să... Mai, de udutere, nu-i mijloc, lăsați, că n-am adunat nimeni. Bun, alea una. Când am fost cu școala 2, ne-am adunat aici și tot la fel cu un vot politic ați obstrucționat și ne-am mai întâlnit cu o dată. Pentru ce să pierdem fiecare zi? Fiecare zi contează. Păi, de la școala 2, m-am putut ce politici... Asta este rolul. Spuneți aici care sunt aspectele și dorințele dumneavoastră din spatele scenei. Este mai sunt 4 luni de zile, 6 luni, 6 luni, din septembrie nu s-a lucrat. Eu v-am mai rugat să nu vă mai erigiați în executiv. Lăsați executivul să-și urmeze cursul și răspunde pe legislația statului român, iar dumneavoastră care are de la deliberativ, să hotărâți ceea ce aveți de la deliberat. Dumneavoastră reprezentați 1 pe 17 din forul deliberativ al comunității. Păi vă rog frumos, care să nu accept orice. Pe mine mă șochează, permiteți să spun și eu câteva cuvinte, că nu pot să mai mult. Îmi cer scuze. Toată stima pentru dumneavoastră și pentru coerența explicațiilor privind derularea acestui proiect. Toată stima pentru toți cei din sală care sunt convinsă că își dorește ca orașul ăsta să arate mai bine și dorește să finalizeze aceste lucrări. Dacă nu sunt corecte și nu sunt conform proiectului inițial finanțat, cred că dumneavoastră aveți obligația să urmăriți fiecare etapă a lucrărilor, să se facă, să se repare pe parcurs așa cum ne-ați promis și cred că se va face.
Pe de altă parte, mi-aș dori să aflu și eu un răspuns, că sunt convins că mulți cetățeni, poate sunt nemulțumiți, poate vine și rândul meu cândva, ca accesul la proprietăți să fie corespunzător. Eu cu siguranță voi sta în poartă și nu-i dau voi să continui dacă ceva nu e ok. Și sunt convins că aceste lucruri se vor repara pe parcurs. Că nu cred că nu se va face. Trebuie să se facă. Da, vreau să punctez, din ce am înțeles la dumneavoastră, în experiența mea în lucru cu proiecte europene, știu foarte clar că atunci când trebuie să implementezi un astfel de proiect, trebuie să punem foarte multă seriozitate, să îți asumi acest implementarea lui, să duci la termen, să plătești banii care ți-i asumi prin cofinanțare și dacă nu așa cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să îi înapoiezi. Și rămâi cu ce avem la momentul acesta. Eu nu-mi doresc ca cetățean al orașului să merg pe trotuare nefinalizate. Chiar îmi doresc să merg pe jos, că e un oraș mic. Îmi doresc să merg și cu bicicleta, atât cât se poate, că sunt și străzi colaterale. Nu vreau să îmbuc circulația, că sunt și șofer. Și atunci, sunt convinsă că toți cei din sală, cetățeni ai orașului, născuți în acest oraș, pot să facă o diferență, că până acum câțiva ani nu a fost nicio schimbare de ani de zile, dinainte de Revoluție. Acum vrem să schimbăm acest oraș. Haideți să ne asumăm cu toții. Pentru că ne sabotăm singuri. Alții deasupra noastră care ne dirigează și suntem marionetele lor politice. Eu nu fac politică, n-am făcut niciodată, dar îmi doresc ca și să încurajez pe cei care vor să facă. Și îmi doresc lucrul ăsta. Sincer, și dacă am avut o problemă, după cum am mințit o parte din consilieri, am avut și eu o problemă cu administrația locală, că nu s-a înțeles bine. Știu eu ce, că nimic nu e perfect, cine muncește nu greșește. Și am venit, am discutat în consiliu și ulterior lucrurile s-au rezolvat. Eu nu mă las până nu sunt dus până la capăt lucrurile. Așa și noi, ca cetățeni, avem obligația față de toată comunitatea orașului să ducem la final acest proiect. Vreau să merg corect pe străzi, vreau ca mama mea, când iese din curte, să ducă la un magazin foarte apropiat, să iau pâine, când eu nu sunt acasă, să nu se împiedice, să meargă bine pe trotuare. Ce? De ce tot căutăm not în papură? M-am plictisit de când stau aici, asistând la o ceartă inutilă, de copul moți. Hai să vedem ce putem face de acum încolo. Nu ce s-a întâmplat ieri, că așa ar fi multe de spus. Haideți să punem numărul toți, să ne asumăm și să facem de acum încolo. Se punea problema că plătim toți. Din ce ați povestit dumneavoastră, domnul primar, s-ar părea că acești bani vor fi decontați. Și din ce mai știu eu, că taxele locale se plătesc numai dacă Consiliul Local și-l asumă printr-un anumit procent. Nu mi-a așa în bagă mâna în buzunar. Corect? Bun, vă mulțumesc și mă scuzați dacă am vorbit prea mult. Cu regret spun, în calitate de fost consilier local, în mai multe legislaturi, și în calitate de coordonator al unui Consiliu Agro-Industrial de 28 de unități administrative teritoriale, vă spun ce zic că așa ședința Consiliului Local n-am întâlnit. Adică ne abatem de la ordine de zi. Venim cu tot felul de improvizații. Unii, am observat aici și n-am spus de reținere față de nimeni, nu știu nici măcar componentele unei investiții. Păi investiția trebuie să faci licitații într-un stat cât de cât birocratic. Trebuie să găsești proiectantul, trebuie să găsești constructorul, nu găsim constructori în țara noastră, sau găsim cu anumite întârzieri și după aia venim în Consiliul Local și tot spune, păi nu s-a realizat la momentul respectiv. Este răspunderea celor care au angajat unitatea administrativă teritorială. Dar am sesizat astăzi un lucru. Domnule, există stipulat și în lege, fiecare avem răspundere pentru acțiunile și inacțiunile noastre. Este plată codul civil și codul penal. Păi, am auzit astăzi, s-au pierdut două proiecte. Ar vrea să spun aici, să
mai voaluat. În condițiile mele adunam la Casa de Cultură și în teritoriu toți cetățenii orașului și prezentam situația respectivă. Uitați-vă, din cauza lui Ionescu am pierdut două investiții. Și după aceea țineam consiliul local. Ne învârtim la 2 milioane de lei pentru cât, uitați, s-a pierdut de la orului 15 până acum timp. Aș vrea să înțeleg că la viitoare ședințe și voi veni la toate ședințele, cineva mi-a spus, păi nu, că trebuie să... Nu, eu respect legea. Legea spune destul de clar, am voie să practice și la secțiunile parlamentului. Fac o propunere, o paradescă, mă scuzați, domnul Cristea. Se poate face ședința într-o altă locație unde se vină mai multe populații? Nu mai pandemie și aceste cereri se fac utile. Adică cu prea multe efortul trebuie să vin, să asist și eu la niște propuneri care ne face consiliul local, care până la unul se apropie că nu se apropie altul. Măcar să se știe de cetățenii la următoarele alegeri de ce nu se dezvoltă orașul. Eu vreau să știu. Acum, pentru că aveam spațiile respective care sunt la unitatea administrativă. Și să vin acolo cei care au trimis consilierii în consiliul local. Și atunci vom vedea, pentru că am și exemple, câte vreți. La comuna limitrofă Dofteana, toți consilierii votează toate hotărârile. Și ați văzut demonstrarea în fapte, străzi asfaltate, inclusiv în câmp. Domnul Cristea, noi nu avem ceva de toar, noi suntem constructori, avem o leacă din treabă. Ideea care este? Am venit să dezbatem ceva pe oraș. Polemica este multă, mare. Noi toți vrem să facem ceva. Hai să facem pentru orașul nostru. Doamna Leulea a zis frumos că trebuie continuat, trebuie rezolvat. Asta este. Niciodată ce ai acasă nu găsești în teritoriu. Eu sunt constructor. Când ai săpat un căurică, ai găsit două țări, trei conducte, nu duce bun. E logic. Suntem într-o situație în care trebuie să continuăm. Trebuie să aprobăm legea asta, să meargă înainte, adică la lumea pe frăstră și ce facem? Ne plângem, dar acum ne certăm între noi, ce facem? Ideea noastră asta este, domnule, hai să continuăm. Chiar fără glumă. Că e constructor, că este, cine este el acolo, trebuie rezolvat treaba. Acum, de ce o polemica noastră de acum 200 de ani și acum 20 de ani s-a întâmplat și acum 5 luni cine a votat? Nu mai contează. Haideți, domnule, să termine mătate. Hai să facem treaba. Hai să terminăm străzile astea frumoase, să fie curățenii, ghele, tot ce facem aici? Nu mai putem să mai stăm așa, nu vin turiști? Doamne, că vin turiști, ce să fac aici la noi la Târgu Mureș? Că n-am nici asfalt, dar nici bun să-ți spui. Bun, două vorbe. Poftiți, domn Mircea. Da, de 37 de ani sunt în politica asta aici, da? N-am fost niciodată, n-am fost de acord cu proiectul, dar acum n-aveți spațiu, trebuie să mergem înainte. N-am fost de acord, el știe, tăierea copacilor, eu sunt un naturist. Și trăiesc în natură, orașul ăsta e pentru braț și pentru cea de-aia. S-au stricat, acum dă-i dracu, mergem înainte. De dacă nu s-apropă proiectul, eu ce fac? Dau 30 de oameni afară, am o făbricuță toți. 30 de oameni de 27, am avut 90 de oameni în statul român. Am plătit taxe de 27 de ani, că mi s-a urât, nu mai pot. N-am bani să le dau salarii, mâine să ce fac? Nu, noi trebuie să terminăm. Trebuie continuat și acum ce-a spus? 6 luni, 2 ani, 3 ani. Nu are niciun rost, nu fac politică. Toți președinții au mâncat la mine, de la Băsescu la... Toți! Am făcut un bine orașului întotdeauna. Am adus turiști, am adus dintr-un cap în altul. Am făcut și în Bacău, am făcut în București, am făcut în Brașov, am făcut la Sibiu. Deci eu nu mai pot, sincer vă spun. Dacă nu se termină odată aici, nu știu ce fac. N-am cum să dau. Eu nu pot să dau oamenii afară pentru că nu mai vine nimeni. Și asta e problema mare cu personal și cu de toate. Nu am de unde să-i găsesc și de-abia îi țin. Le dau salarii, le dau totul. Oamenii mă respectă. Trebuie să terminăm. Știu că... E greu. Nu mai avem. Gata. S-a tăiat, s-a dus.
trecutul. Hai să terminăm. Străzile ca străzile, că mai merg și mai dar. Dar aici, în mijloc, turiștii vin acum, că se spătăuie asta. Trebuie continuat, asta e clar. Adică ori facem ceva, dar ce să facem acum? Ne-am blocat aici și nu e nimic. Nu există. Dacă vrea să mai ceva cu voi, vreau domnul constructor să facă de de la ultima ședință, când tot așa ne-ați schemat. Simt care-i problemă. Un pic de liniște, vă rog. Aude, un pic de liniște. Tot la o ședință ne-ați chemat în trecut, acum câteva luni, jumătate de an, cât ne-ați chemat. Am venit cam tot apropiat de formula și v-am rugat atunci să nu ne încurcați. Asta v-am rugat, atât. Pentru că și așa ne pune foarte multe, destul de multe probleme, proiectul în sine. Ca să putem să terminăm. Să zic, de două luni de zile urmăresc foarte atent, să zic așa, partea asta de ședințe de Consiliu Local, în special la Târgu Ocna. Ca să văd dacă partea de cofinanțare și partea de actualizări se vor plăti. Da? Eu nu pot să risc niște bani, privat fiind, să bag în ceva care nu merge. Da? Deci, i-am zis și domnului primar acum o săptămână, i-am explicat, eu diminuez ritmul lucrărilor și de execuție. Sunt facturi câteva neplătite și certitudinea când veți plăti partea de actualizare, care în momentul de față nu acoperă cheltuielile, da? Fără ele, nu voi putea continua. Și nu voi pompa bani în Târgu Ocna, că nu-i, nici dacă era orașul meu, nici dacă vedeți bunicii mei numai. Pentru că este strict financiar, firmă și atât. Cu toate astea, i-am promis că, bine, ținând cont și de grafic, am continuat cu lucrările care iau un volum foarte mare de, din total, ca forță de muncă, ca, da? Și am zis că o să închid, o să facem și o să asfaltăm străzile care au piatră spartă, tocmai ca să nu se deterioreze stratul suport asfaltului, și nu fi nevoie să-l refacem. Chiar dacă am făcut probe pe el, chiar dacă... Na. Am început de ieri. Nu, să știți că nu are nicio legătură cu ședința de Consiliu Local. Și o zic cum o aplici vreți dumneavoastră. Chiar dacă zâmbiți dumneavoastră acolo în capăt. Da? Chiar n-are nicio legătură. Nu s-o aliniat asta. Chiar așa am promis, așa am zis, nici nu știam de ședința de Consiliu Local, știam doar că o să fie o ședință de Consiliu Local la sfârșitul lui. Nici de cum acum, da? Lăsați-mă să termin. Lăsați-mă să termin. Da? Deci, efortul meu este susținut, caut să închid absolut tot și să pot deconta lucrările care le fac, chiar dacă sunt pe anumite chestii probleme, din parte de proiectare, din parte de execuție, de implementare a proiectului, da? O să le căutăm să le rezolvăm. Dar partea financiară nu are soluții decât aici. Atât. Și atât. Eu când nu sunt plătit, nu mai lucrez. Mă duc în termenul legal și după aia vă fac penalități. Pentru că aia este modalitatea legală. Nu am ajuns acolo. Nu vreau să ajung acolo. Chiar dacă am premisa de ajuns, doar dați-mi banii care le muncesc. Atât. Nimic mai mult. Nu v-am cerut lucruri în plus, nimic în minus. Unde am putut să ajung, ajung. Dar sunt valori foarte mari, din care dumneavoastră ziceți că, ziceți că ăia 2 milioane sunt mulți bani, dar vă zic că din următoarea situație de lucrare e terminat. Cu asfaltul. Pentru că noi am terminat toate lucrările conexii asfaltului, da? Trotuarele am terminat pe toate. Suntem un procent din mai puțin eu de Aculescu. Da? Trotuare. Repet. Trotuare, da? Când noi putem să închidem repede. Și ajungeți repede la o valoare de 7-8 milioane de lei. Dacă calculăm actualizarea, o să vedeți că cam depășim
ce ați aprobat dumneavoastră acum în Consiliul Local. Sau nu ați aprobat. Pardon, repet. Dar nu e nicio problemă, că și la noi, adică la noi stația de asfalt se oprește la o oră, nu sunt, nu sunt, nu ameninți. Deci nu ameninți, trebuie să înțelegi o chestie. Așteptați-mă să termin, nu v-am întrerupt, nu v-am făcut nimic. Deci, toate se opresc. Și robinetul cu apa, și apa caldă, și gazul, toate se opresc. Pentru că e vorba de bani. Nimeni nu vine să facă, să muncească benevol. Eu asta atât am. O să, dacă, repet, ca să înțelegeți, este o echipă de implementare. Poate nu vedeți sau aveți, ziceți că lucrează prea puțin sau prea mult. E o echipă de implementare care e focalizată pe un proiect. Lăsați-o să implementeze proiectul ăla. Nu mă mai deranjați. Aveți ceva, faceți-l, documentați-vă. Luați hârtiile cum au lins și ei hârtiile. Și noi. Luați-le și citiți-le. Luați-le și luați planșii. Dacă nu știți să citiți o planșă, duceți-vă și plătiți din banii dumneavoastră. Să vă zică cineva ce-ți fi planșile alea. Dar plătiți, că până nu se plătește, nu se învață. Da? Eu cam atât am avut de zis. Sper să nu fim iar încurcați. Noi mergem înainte. Domnul director, vă rog dacă permiteți. Și vreau să suntem aici și consilier, și executiv, și cetățeni. Dacă putem să aducem un argument domnului constructor. Eu îl văd dimineața la ora 7 și 10, 50 de oameni sau 30 de oameni vin în fiecare zi de luni dimineața de la Roma, de la Suceava, de unde vin, și pleacă vinerea la ora 17 în fiecare zi. Programul este de la ora 7 dimineața la ora 19 seara. Dacă aici putem să vedem, că până la urmă noi dezbatem, mai putem să stăm aici până la orice oră și mâine și cât ne dorim. Dar e important ce se întâmplă în piață. Eu nu am văzut, și chiar vreau să apreciez, nu am văzut un salariat al dumneavoastră stând la umbră, stând cu, încercând să mai împrăști un material, să tragă de timp, să ducă sau să... A fost atâta dezbatere, că ce se întâmplă cu materialul rezultat? Am avut șansa că ați avut echipamentele de prelucrare a materialului rezultat și o parte din el s-a întors înapoi în operă, în material, doar cu prețul de manoperă și prețul de prelucrare a lui, nu prețul materialului în sine. Ce am fi făcut acum cu munții ăia de betoane? Și de spărturi și de tot ce... Și vedeți, acum am luat două zile cât am spart aici de vineri trecută. Ne-am preocupat alături dumneavoastră și pentru fiecare agent economic, când a fost într-o situație cu șatierul, să găsim o soluție. Când ne-am apucat pe Maior Roșiță, toate pensiunile de pe Maior Roșiță nu aveau accese. S-au găsit soluții punctuale. Am venit în zona centrală, am găsit soluția și vreau să vă mulțumesc că ați găsit soluția cu cele două bistrouri de aici, care sunt reprezentative pentru comunitatea noastră, să poată funcționa în condiții de cât de cât, accesându-se o cale de acces așa cum a fost, cu un program de lucru, să nu interferăm, că weekendul a lăsat curățenie și s-a putut, au putut funcționa cetățenii. Nimeni nu se simte confortabil, toate vibrează pe aici de la echipamentele alea. Am vrut să creăm cât mai puțin disconfort. Și la nivelul cetățenilor, de aia ne-am preocupat, când am acționat pe stradă, să o facem. Nimeni n-a știut că pe documentații vorbim. Infrastructura de sub noi, făcută de părinții și bunicii noștri. Că ei au făcut infrastructura. Și noi vom lăsa în urmă. Pe document a prea produsă de gaze la 75 de centimetri. Și era la 25. Când i-a tras una, jumătate de oraș a rămas fără gaz. La 2 metri mai încolo era o altă conductă de gaz, băgată la 75. Acolo nu era locul ei. Cine le știe? Nu le știe nimeni. Pe gări, pe vede, pe tot felul de capuri, sârbe, tot felul de infrastructuri, făcute în timp, care ne-am folosit de ei și ne-am folosit de ele. Ieri am asfaltat strada, două străzi, Poetul Grămadă și cu Constantin Dușanu. S-a făcut curățenie, e curat frumos. Astăzi când am fost cu Comisia Mai Mare Rușinea, în fața punții și pe o parte și pe altă, aruncați iarăși la ce cu noi. Strângi ieri. Jenant. Da, este un minus aici, că trebuie să extindem rețeaua de supraveghere video, că așa am ajuns în ziua de astăzi. Noi trebuie să investim ca să-l găsim pe la obraz aici, cu toate costurile. Păi, punem și tot amendăm și tot
totuși mai sunt încă unii locuitori ai noștri. Facă curățenie și mai dați să vă încredați. Astea sunt acele. Am avut de cazul alea cu animalele alea care au apărut fără stăpână aici, în zonă. Și ne-am alertat și noaptea, m-a dat pe toate dealurile după ei. Tot cu oamenii ăștia, tot cu dumneavoastră, cu sprijinul meu, cu sprijinul celor mulți. Eu nu am decât aici să spun decât că mulțumesc încă o dată reprezentantului Agenției Nord-Est. Cine mai venea să ne prezinte la o întâlnire când dumneavoastră abia așteaptă din punctul lor de vedere ca să finalizeze echipa de implementare a proiectului? Astăzi este tocmai pentru a găsi soluții și a găsi soluții ca proiectele astea să continue. Vorbesc de domnul Ioșa, care este șeful serviciului de implementare. De asta vă rog, haideți cu toții să lăsăm deoparte competiția politică, să lăsăm pe o parte, poate, eu știu, antagonismul, să lăsăm orgoliile, să lăsăm tensiunile și emoțiile. Bun, alea le putem discuta la niște proiecte sau la niște discuții paralele, când poate nu sunt noi, poporul care suntem, noi ca suntem afectați, nu noi suferim. Eu înțeleg politic. Bateți în altă zi, bateți-vă, nu? Dar când e ceva necesar și pentru poporul ăsta, pentru cetățenii, noi care plătim taxe și impozite, și spun mereu asta, pentru că e adevărat, nu? De ce nu vor să ne înțeleagă cei care, nu știu acum, în ghilimele cine e? Puneți-vă de acord, odată și când vie mâine, poi mâine să vă bateți din nou, nu? Cu alte proiecte, nu știu cu care. Dar ăsta trebuie finalizat. Dar trebuie văzut bine... Nici eu nu eram de acord, sincer spun, încă o dată, nu eram de acord cu ceea ce proiectul care s-a făcut în sine. Eu aveam altă viziune occidentală. Am trăit 20 de ani și am fost din Australia până în America. Făceam altceva aici. S-a dus, nu se mai poate. Poate peste 10-15 ani o să fac eu altceva, dacă ajung primar, nu? Doamne ajută. Așa să fie. Parcă eu tot, doamne ajută. Nu aveți bătăi de cap? Are domnul primar din nou? Nu, domnul primar. Aveți cuvântul, doamne. Da, mulțumesc. Nu-mi doresc să vă rețin mult. În primul rând, țin să le mulțumesc și apreciez venirea locuitorilor din orașul Târgu Ocna pentru o situație cumva excepțională, tensionată și care fiecare dintre noi, fie că suntem oameni simpli, fie că suntem oameni de afaceri, ne afectează într-un mod major. Știam fiecare dintre noi, și aici mă refer la colegii mei din Consiliul Local, că iau puterea de decizie, o să mă refer în continuare și o să mă adresez tot lor. Știam cam cât este bugetul local. Știam că la situația asta vom ajunge. Nu avem altă soluție astăzi. Dacă avem altă variantă, un alt buzunar în care să avem banii ăștia, asta am face și n-am mai face creditul. Ăsta e punctul meu de vedere. Dacă nu aprobăm astăzi, pierdem cu toții. De la mic la mare, din toate punctele de vedere. Cred că e momentul să lăsăm deoparte orgoliile, ambițiile, frământările personale. Orașul nostru are șansa turistic să se dezvolte. Dacă noi ne acoperim cu tot felul de, nu știu, chestiuni care să strice un pic fața orașului, eu cred că nu avem șansa să mergem mai departe. Trebuie să facem un efort, poate și de ambiție personală, să dăm șansa să se termine acest proiect în timpul cât mai scurt posibil. O reclamație, o amânare, așa cum a fost și proiectul de astăzi, nu poate decât să ne facă rău fiecăruia în parte. Eu vă rog să vă gândiți de două ori, dragi colegi, că ridicați mâna. Haideți să lăsăm orașul Sârmat mai departe și să ne bucurăm cu toții la un moment dat. Niciodată nu am mers toate ca pe sârmă. Sigur vom mai avea astfel de situații. Mai sunt proiecte și vor mai fi și de aici încolo. Trebuie la un moment dat să mai facem front comun și asta e. Nu să ne placă. Așa cum a zis și domnul de la Michele. Nu a fost de acord, dar am început, trebuie să finalizăm. Putem să rămânem așa? Nu putem. Mă mulțumesc. Scuze. Pentru doamnă. Așa cum au spus și colegii, noi și la ședința trecută am susținut acest proiect. Știu, chiar dacă sunt debutant în turism, știu ce înseamnă să staționez fără turiști. Așa cum am spus, am susținut și la ședința trecută și susținem în continuare proiectul. Nu avem alte variante. Bravo! Putem lua de exemplu primarului din Gura Băiei, care și-au redus veniturile și au pus bani pentru cofinanțarea proiectelor. Deci este o altă alternativă de a aduce bani. Cât
Cât ar reprezenta din cei 2.000, din cele 2 milioane? Astăzi, deputativ. Cât ar dura astăzi? Haideți să facem un procent, ești vorbim. Pe care? Suntem la drumul meu, dar domnul Măciu, nu suntem nici la urmă. N-ați pe anul lucru, n-am văzut. După opinia dumneavoastră, ar trebui întreg aparatul executiv, bugetar, să facă un efort și să nu primească 12 ani salariul, ca să... Păi cum să facem asta? Cum să reducă, domnul? Că există o legislație, domnul. Există o legislație cu privire la salarizare. La ei cum s-a putut? Lăsă, domnul consilier. Dumneavoastră permanent aveți o altă opinie și dumneavoastră atâta ați spuneți. Că se la Ciucut, la Baia Mare, la Guravăi, la Dofteana, la Dăzbănești, la aia. Haideți vă rog frumos, hai să vă dăm. Dar de exemplu, da? Și dacă s-au tot... Dar nici domnul consilier, domnul consilier, Dofteana nu se împrumută pentru că nu are un mecanism acum de proiecte care sunt pe rol și care au această finanțare și au această posibilitate. Dar, în schimb, au făcut tot ce le-a stat în putință și s-au împrumutat la vremea respectivă când comunitatea de acolo s-a dezvoltat. Și nu putem amesteca o comunitate vecină și responsabilă și respectabilă de tip comună cu o comunitate de tip oraș în care avem, pe lângă infrastructură, că știm cu toții și acasă la noi, nu avem doar străzi și trotuare. Avem și viață publică, avem și viață culturală, avem și viață sportivă, avem și investiții în învățământ. Că de ce nu spunem noi aici că suntem singura localitate din regiunea noastră de aici, care într-o etapă de 4, 5, 6 ani, două consilii locale, a reformat, întemeit tot sistemul de învățământ, de la creșă, grădiniță, colegiu, două școli generale. De ce nu spunem și lucrul ăsta? Haideți să vedem un pic și care e partea plină. Partea goală o vedem cu toții și toți frământăm și toți ne zbatem. Bun, avem un alt următor proiect, un alt ratat nicio investiție. Da, putem să spunem, care e capacitatea? Și vor trece pe lângă noi niște oportunități de finanțare. La fel au gândit și consilierii și executivul în 2017. A zis, bă, avem o șansă. Hai să o fructificăm. Vom vedea. O să fim sănătoși, să ajungem o parte din noi, să regăsim. Pe diverse alte poziții. Dumneavoastră și noi vom lăsa generațiilor următoare. Mai avem un an și poate se va reorganiza ceva. Aici este problema. Haideți să mergem cu încredere. Adică constructorul vine și lucrează. Finanțatorul vine alături de noi și spune, băi, eu ți-am dat tot ce am putut. Dirigintele de șantier, celelalte organisme vin și sprijină. Hai să vă mai dau un exemplu. Jena, să-i spunem așa, a nefuncționalității instituțiilor. Se transporta ieri asfalt. Da? 6 mașini trebuie să facă 3 curse de la Bacău. Și o mașină este implicată în proiectul ăsta, dă jos aia, pentru că era cantitatea mare de asfalt care trebuia adus la drumul și dă sărănița jos, plugul din față și du-te cu o mașină de asfalt. Și la ieșire dintre Vocna, mașina aia de asfalt care golise și trebuia să mai facă repede o cursă, este oprită și mi se ia numele de matriculare de către o instituție a statului român. Că n-ai avut numărul pus la locul lui, l-ai avut în geam. A scos o mașină din circuit, astăzi a încărat cu o mașină mai puțin. În loc să facă 2 curse, 6 mașini, au făcut 5 cu 2 curse cu 5 mașini. Aici sunt frământările. Ce e vinovat? Stația de asfalt a rămas cu asfaltul neîncălzit. Construcția urbană, la noapte, la locul din asfalt. Vedeți, mi-ați zis? Pentru că așa a fost să fie. Deci fiecare din noi, toți ne frământăm. Din punct de vedere al executivului, noi ar trebui să fim acei oameni comozi. Doamne, salariul oare cum mai mic, mai mare? Dacă sunt proiecte, sunt, dacă nu sunt. Dar nu. Ne-am zbătut și alături de dumneavoastră am venit și am promovat fiecare finanțare. Vom vedea la rândul ăla cum vor fi. Iar dacă vom hotărâ la un moment dat, domnule, proiectul X nu mai este sustenabil, nu mai este de utilitate pentru comunitate, renunțăm la el. Încă o dată. Și așa putem face și anul. Avem următorul proiect. Știți foarte bine. Stații electrice. Nu, astea, insule ecologice. Avem nevoie sau nu avem nevoie? Instituțiile de mediu, acest proiect, că mie îmi pare rău aici, că unii din domnii consilieri locali, din Partidul Ecologist, care sunt niște promotori ai mediului, ai mișcării, ai valorilor de tipul ăsta,
nu a reușit să ajungă astăzi, că cu siguranță cred că ne-ar fi susținut și că am înțeles că are o problemă de sănătate și să-i dea Dumnezeu sănătate și de-aia l-a ajutat. Aici e problema. Toți ne preocupă. Eu vă mulțumesc încă o dată că m-ați ascultat. Eu, în calitatea mea de primar, fac tot ce îmi stă în putință ca să duc proiectele mai departe. Atât pot eu. Am prezentat, am eșalonat, am venit și am explicat, am solicitat prezența tuturor factorilor, mai mult de atât nu este în competență. Vă mulțumesc! Dacă mai vrea cineva să vrească, dacă nu, să punem la post, domnul Barna, îți spun. Da, domnul, dacă am primul promis, este un grafic actualizat, avea acel grafic de reactualizat. Este aici o lucrură, da? Avea trebuit prin organizat de minim, dacă se poate, la Consiliul Local, să-l permite și nouă, dacă se poate. Acum mai face copii și îl primește fiecare consilier local. Trebuie să trebuiască. Care vrea? Să fie la vizier, să-l luată fiecare cetățean. Da, domnul, ce vreau să-l deci eu chiar acum, vă rog, îi transmite și domnul Multiplicat Șantier și domnul Calar. Aveți de ca o lună, poate de când ați votat de ședințul din Consiliul Local sau puneți și luna aia? Adică? Puneți și luna când ați decalat de partea de lună, nu? Luna trecută ați avut aceeași chestiune de votat. Am avut 2 săptămâni. Da, dar era luna la precedență. Aia, 31. Deci 2 săptămâni o să mai decalăm. A, nici e problemă, dacă vreți cei 2 milioane, nu-i problema aia. Nu, eu cred că nu trebuie așa pus problema. Noi trebuie primul rând să respectăm constructorul. Pentru că constructorul... Așa ar fi normal. Da. Ar fi trebuit să asculte până la capăt ce are de zis și... Da, ne scuzați. În 31 decembrie 2023 este gata proiect, finalizat 100%, sau ne trebuia să mai timp, ca la școala 2? Dacă nu sunt anumite chestii excepționale, nu are de ce. Acum nu pot să, nu putem elimina caracterul excepțional. Că diferența după 31 decembrie o va plăti și aia la lucru, cred. Eu v-am explicat caracterul excepțional. Dacă nu, noi trebuie până, nu 31 decembrie. Deci, trebuie să o luăm până în octombrie, cât timpul permite să nu, dar e până 31 decembrie. Și să tragem ultimul leu din valoarea de 2 milioane, care am citit mai devreme. 26 de milioane și cât e acolo. Da. 21.468. Ăsta sunt banii care putem să-i tragem de la Uniunea Europeană. Lângă acești bani, cu cât vom derula mai repede. Și da, e presiune, pentru că eu asta vreau să cer constructorului. E ca să știi de asumare pe proiectul de înveta mea. Păi nu-i vorba de asumare, pentru că proiectul ăsta nu poate fi continuat. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință, să-l terminăm, că e proiectul comunității noastre. Nu lăsăm o construcție după un gard. Roșinile au fost promis că termină în 2000. August, am zis că era asfaltat așa. Celălalt era o asfaltare de catre de mare. Iar ne pe atâta nimic, cu asta că nimic nu este în grafic. Piațeta de aici, când s-a început lucrarea la ea? Nu, când e grafic. Păi haideți să vedem când s-a început lucrarea. S-a început săptămâna trecută, marți, miercuri, și azi este într-o altă stare. Dar de ce nu s-a început? Știți de ce nu s-a început? Țineți minte de la ședința de anul trecut? Vreți să scoateți să înregistrați? Adică, știți de ce s-a amânat? Păi știți? Tocmai ca să aibă clienți. Așteptați-mă, tocmai ca să aveți, că veneați după un an de pandemie, în care erau fost toate. Așa, dar anul trecut de asta, pentru că era spre final, trebuia să ne apucăm. Și am zis, nu, luăm, nu facem asta, că să încât mai mult, ca să puteți funcționa. Așa am zis, scoateți înregistrarea. Eu am întrebat de clar. Da. Și-o vă trebuie. Adică, vedeți, haideți să ne aducem aminte și facem efort. Nimeni, da, ideal ar fi ca în seara asta să terminăm tot. Mie mi-a lăsut 3 săptămâni. Ce trebuie să fie? Termenul mă te-a țietă până când... Nu, 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 la dumneavoastră acolo, zona dumneavoastră. Păi da, la mine. Ați trebuit să creați... Nu, pentru creierii de acces. Da, așa nu. Știm cu toții și am participat aici, începând de luni sau de săptămâna trecută de marți. Haideți acum, ne ridicăm la geam și numărăm câte utilaje și câți muncitori sunt aici pe piațetă. De la 7 la 7. Adică, haideți să vedem un pic acum. Și filmul fizic.
Da, am încercat ca în fiecare zi să găsim soluția, să funcționăm cu toții. Și noi ne-am reorganizat, am pus gardul chiar lângă primărie. Cu domnul Mircea ieri, am discutat câte ori. Eu zic așa, părerea mea, nu? Că să lase puțin negrul ăla din suflet, să voteze ca să fie și el mândru, sau ceilalți care nu vor, să fie mândri că s-a făcut cu mâna ridicată a lor. Eu fac tot ce mi-a stă în putință ca să urmăresc. Haideți să vă dau un exemplu. Creșa, dacă s-a discutat aici de creșă și trece de la un subiect la altul. Tot ce s-a investit la creșă, consultorul nu a luat un leu. Da, nu s-au sistat lucrările. Nu sunt sistate lucrările. Sunt oprite datorită faptului că s-a schimbat legislația. Că legislația, noi am licitat și am mers cu un proiect pe o legislație care spunea că sistemul de încălzire e în cu stil calorifer și în timpul execuției s-a schimbat legislația, că acum ne obligă să facem încălzire în pardoseală și în plafoane. Și atunci a trebuit oprit, reproiectată partea de plafoane, ca să nu avem niște sârme și niște conducte care legam acolo echipamentele alea. Și atunci constructorul, pentru că este un constructor local, a spus, domnule, până când îmi iesă proiectarea, eu pun toată capacitatea de producții în Târgovna, pe străzile ce tir cărămidării și viitorului, pentru că vremea permite și din momentul când, la 1 iulie, astăzi am discutat, domnul Popa, am discutat la 1 iulie, împart echipele în două. Școala 2 și creșa. El ce-a lucrat are 600 de mii de lei băgați din cheltuiala proprie. Pentru că nu i-am decontat încă. Nu i-am decontat că documentele de decontare nu sunt așezate. Aici e problema. Astăzi am fost sunat de la minister pe partea de investiția cu Angel Salini 2. Cel care v-am anunțat săptămâna trecută 15.500.000 pe extindere de gaz. Am obținut astăzi avizul de la Zel Gaz. A trebuit avizul, acordul utilizatorului de rețea. Săptămâna trecută, joi, am depus documentația la Delgaz, pentru că el este operatorul local, ne-a dat astăzi avizul. Am încărcat, după amiază, încărcăm executivul, rămânem și încărcăm avizul ca să dăm drumul și la proiectul ăla. Să curgă, o să dureze, nu știu, când durează. Angel Salini principal. Astăzi proiectantul a adus de la Iași documentația și o aduc și mă prezint aici în față. Pe două proiecte, vă rog chiar să vedeți. Proiectul cu Angel Salini străzi, care intră în etapă, și CNI-ul cu cele 8 străzi de calamități. Cele de 8 străzi vine, cum apoi vine, intră în Comitetul Tehnico-Executiv CTE, Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții, pentru lansarea la licitații. Și în condițiile normale, ar trebui ca undeva două săptămâni să apară pe SICA, procedura de licitație. Deci iată că instituțiile guvernamentale, chiar dacă acum traversează o perioadă, că se schimbă, se organizează, se produc transformările asumate de până acum, își fac treaba. Nu intră acum și mă prezint documentele. Deci aici vreau să plecăm cu toți înțeleg de buna noastră credință. Și instituția asta a primăriei trebuie să o punem, să știm că ea cu întreg echipamentul, cu întreg colectivul de aici, e slujba noastră a cetățenilor, că toți suntem plătitori de taxe și impozite și beneficiare unei infrastructuri sau unei stări de fapt. Eu asta vă văd. Poftiți, domnul Valoriș. Primării de educat. Rata e, deci, în 1 decembrie, grupul care are 4 confier, nu va vota majoritatea de impozit taxe mai mult de rata în față. Ca să știți ceva. Vedem cu hartă ca îmi pare rău că colegii din celelalte două partide nu au avut bunăvoința să participe la masa transcripturilor, să vadă în plen și asume votul. Domnul consilier, eu mă respect. Eu cred că ar trebui, aflând politice din oraș, haideți să ne întâlnim aici, în acest for, sau un for dezvoltat în piațetă, în Casa de Cultură, și să dezbatem. Să nu ne mai antepronunțăm. Dumneavoastră, cu o zi sau cu două înainte de ședința de Consiliu, fără dezbatere, lansați în mediul public, noi, grupul sau nu grupul, o parte, nu susținem.
Da? Cred că nu-i corect. Deci, dacă vreți să vă aduc aminte, dacă tot a zis subiectul ăsta, ne-am a zis că discutăm miercuri. Așa. Finalizare. Și da, mai, n-am și... primit telefon miercuri și am dat clar că nu. Domnul. Și vă rog frumos, altă dată, nu mai spun la Bacoasa la București. Vă rog frumos, oricum nu vă influențează votul meu Bacoasa la București. Domnul consilier, haideți să... Nu mai sun la cam de parte. Deci, proiect tehnic... Votul meu l-asum eu, nu Bacoasa la București. Da, domnul. Proiect tehnic de detalii de execuție a refacerea și reabilitarea drumurilor pentru eliminarea efectelor inundațiilor în orașul Târgoviște, județul Bacău. Cu toată documentația. Autorizație emisă, toate sunt des. Și astăzi a trecut pe aici, ne-a lăsat nou un exemplar. Exemplarele sunt încărcate în formula electronică și sunt pe ordinea de zi la Ministerul Dezvoltării Compania Națională de Investiții. Cele 8 străzi. Ne mai reamintim încă o dată. Uitați aici, documentație. Proiect tehnic. Proiect tehnic de execuție. Ăsta este. Pe asta putem discuta. Și se vede, domnule, ia să vedem noi, pe strada Zimbrului, sau strada, nu știu, care să-i spunem acum? Elseursa, da? Okay. Ia să, poftim? Sau Horia. Da? Hai, domnule, să vedem pe strada Horia. Ce prevede proiectul ăsta pe strada Horia? De unde începe? Unde se oprește? Unde e șanțul? Unde e gaidă? Cât e de lat, cât e de lung, cât e de înalt și cât e de asta? Bun. Deci asta este... Poftim? Se poate verifica doar cine? Dar sigur, domnule. Domnilor și doamnelor, ușa instituției primăriei orașului Târgoviște nu a fost închisă un minut. Astea acum au venit în cal. La doftea. Dacă nu am 31 decembrie anul trecut, ne duci pe 31 decembrie anul ăsta. Hai să vă la urmă. Uitați, doamne, a luat documentație, modernizare, infrastructură rutieră în orașul Târgoviște, județul Bacău, pe programul Angel Salini, 22 sau 28 de străzi, pe care le vedem aici. Cu acele străzi, la fel, și mie am spus-o și atunci o spun și acum și o repet, că au intrat în eligibilitate cele care aveau infrastructura de apă și canal introdusă. Mi-aș fi dorit, și aici cu echipa executivă, am introdus în prima etapă și cartierul Mosoare. Faptul că acest cartier nu a intrat în zona de canal, nu avea rețeaua de canalizare, ne-a fost declarat neeligibil. Asta nu înseamnă că ne oprim. Vom găsi un proiect de finanțare pe care să-l ducem mai departe. Păi, mai de asta m-am făcut și v-am întrebat o dată pe Vâncele, când sunt mai vânghelul, pe asta să vină și o ședință, să vedeți ce discută, de fapt. Cum sunt blocate proiecte, de ce nu sunt mai vânghelul în anumite proiecte? Am bine că nu departe. Da, Vâncele a fost proiectul acolo. Băi, fratele, de ce? În loc să vină niște programe mai spalite în promovare, pentru plus valoarea acestui oraș, hai să găsim o cale să aducem turiști, nu să blocăm o infrastructură care de fapt ne blochează pe toți, și atât de economic și ca imagine și ca tot. Dacă cineva, să zic eu, nu își îndeplinește condițiile, că domnul primar pe promisiunile dânsului, va primi un punct electoral, la fel ca și tine. Deci, noi cu problema de asta venim aici. Recapitulăm promovarea evenimentului de la Bratu, pe vedea la Orești. Poftim? Eu, ești invitat în ăla evenimentul acolo, la interior și acolo. Da, dar ce am trecut? Am fost o evenimentul diputat. Anul ăsta nu mai este, că la Orești a dat fără vânt. Era dar eu pentru toată mare tradiție, o promovare a Rucerii, care suntem în stare, noi pe echipă la Rucerii, care ne promovăm. Păi da, așa era, doamnă. Poftim? Promovăm pe ăia din local, nu poate apucerea. Dar nu vine ca de evenimentul nostru, meu, nu are nicio treabă. Deci, haideți să concluzionăm, să votăm. Decât să ne certăm și să se ține așa de iurea, nu se poate. Mai vrea cineva să ceva? Nu spune la vot. Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Da, asta e. 10 voturi pentru. Sunt împotrivă? Abține? Ați votat și dumneavoastră, domnul Barna, că nu am votat. Da, da. Păi, trebuie să repetiți. Trebuie să facă cu cea cu noi. Da. Să le facem. Vedeți, să-i discutăm. Și să-l
toate materialele europene ca discurație să nu mai existe neînțelegeri de genul. Un pic din Alexandru cel Mare, când a intrat în Sicriva, sta cu mâini la vară. Știi, nu? Da. Putem trece la următoare. Ba, nu e important să vedem ce realizăm. Domnul de la Meri, permite să se retragă, pentru că nu da. Da. Și dumneavoastră. Și dumneavoastră. Un pic de liniște, vă rog, ca să avem un proiect să citim. Da, să citim. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii din orașul Târgu Ocna a proiectului construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea de deșeuri la nivelul orașului Târgu Ocna pentru finalizare din Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 3, C3, managementul deșeurilor, investiția 2, dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș sau comun. Sub investiția 1B, constituirea de insule ecologice digitalizate, inițiator primarul șarfului orașului Târgu Ocna. Comisia juridică. Comisia juridică și administrație publică a venit favorabil cu unanimitate de vot, 5 pentru. Comisia economică. Comisia pentru urbanism. A venit favorabil. Comisia juridică. A venit favorabil. Dacă sunt discuții pentru acest proiect, vă rog. Eu doar o singură prezentă precizare. Acest model de insulă ecologică, pentru că și sună și interesant, e un nou concept care se încearcă să se implementeze și în Statul României, finanțat prin Programul Național de Reziliență, PNRR. Este un nou concept cu acele echipamente care integrate de gestionarea deșeurilor. La nivel de Târgu Ocna, prin contribuția proprie, în decursul timpului, am tot căutat soluții de îmbunătățire a acestui proces greu, complicat, mizerabil, care creează un disconfort între. Și am trecut de la platformele alea urâte, betonate, cu containerele alea de 6 metri, cu când nu le-ai putea ridica o camioană. S-a trecut la containere mai mici, s-a trecut la sistemul ăla închis, cu gara, cu acele. A funcționat, am funcționat. Anul trecut și acum 2 ani am mai reușit și în anumite tute, contribuții proprii. Zona centrală a modernizat-o cu aceste echipamente închise. Module. Module. Iată că acum, pe Ministerul Mediului și pe prin agrarea Uniei de către de la Uniunea Europeană, prin Programul Național de Reziliență, mult discutat și mult comentat acest program, iată că au lansat o nouă procedură. Accedem la ea. Dacă devenim eligibili, dacă vedem ce surse vor fi de finanțare, când se vor implementa, cum se vor implementa, vom rămâne de văzut. Eu cred că trebuie pe pozițiile care suntem în fiecare zi, să nu ratăm niciun proiect. Indiferent că sunt costuri, este adevărat. Dar o să ne pară rău că am ratat. Iată că știți că discutam de acele proiecte cu stațiile de încărcare electrică. Pe strada Poetii o grămadă sau pe Pârâu Vâlcica. A fost acolo pe la chioșcu, strada care vine de la chioșcu până în punte. Știam că acolo se va reorganiza linia de înaltă tensiune și vor monta un echipament de tip transformator. Și știți că am venit și am spus atunci că subscriem la un proiect de asociere cu Zlăticu, de transport public local ecologic, în care ne obligau ca punctul termen să fie cât mai aproape de Salina. Ei, cel mai apropiat punct de transformare la Salina va fi ăsta acum construit nou, pentru că altul nu avem mai aproape. Și atunci vom crea acolo stația electrică. Ne adaptăm și noi, cum putem și cum ne cer finanțatorii până la urmă. Și de-aia eu vă rog să analizați și acest proiect, să subscriem, să-l adoptăm și o mergem mai departe. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt discuții, să punem în urmă. Poftiți, domnule. Da, vă duceți, am văzut pe Ministerul Mediului, sunt fonduri pentru toată lumea. Disponibile la ora asta, sunt foarte multe fonduri pe pentru containere, de 5-1 pe 1, pentru 5 grame. Terare, subterare, pe toate lucrurile. Sunt bani. Nu pătim acel lucru că la mașini, la rana locală. Domnul, domnul,
discuție. La plecare. Plecăm de acum și vreau să rămână să o reținem și rămâne și nota. PNRR, în forma lui, spune că este finanțat 100%. Cheltuiala e eligibilă. Dar, cu siguranță, în momentul când vom ajunge să implementăm proiectul, nimeni nu oferă un lucru gratis sau 100% finanțat de către un mediu extern. Cu siguranță vor fi niște costuri pe care acum nu le știm. Nu știu cât, nu știu cât. Am dezbătut și atunci. N-a fost nimeni vinovat că a durat că programul la Rabla. Crezi că noi ne-am simțit confortabil? Acolo a votat pe 27 și mai de pe 26. Păi și dacă s-a încheiat mai repede, cel care a fost pentru persoane fizice a durat 3 minute. Și cred că zeci de oameni s-au pregătit, au scos documente, au făcut cadastre, au făcut toate aia. Și aplicația atâta a fost. Noi când dezbăteam aici în ședință, programul s-a închis. Noi nu am știut. Noi nu am știut de chestia asta, că dacă știam, îl adoptam atunci și spuneam, băi, nu ne mai zbate, deci s-a închis programul. Adică, dar bun, documentele care am făcut atunci sunt bune, avem documentele, avem baza de date, știm ce avem nevoie și la următoarea sesiune o aplicăm. Păi, sigur. Da, vreau să vă aduc aminte, domnul Dărgănuțe, că dacă nu știi cum e pe intrările la pe proprietate pe proiectul ăsta, era mică cum are în 2016-2018. Nu știu, eu nu am zis că nu știu. Alții inovații. Eu nu am zis că nu știu. Pe intrările, că au făcut intrările la populată și așa. Nu știu despre ce zici, dar putem discuta în afara ședinței, dacă e ceva, nu știu despre ce. Cred că s-a vorbit destul mai... Mă băgați și pe mine în ședința asta, că nu-s pe ordinea de zi. A, o să fie, da. Și probabil la văd proiectul, dacă nu... Cine este pentru? Dacă eu aș vrea să vă propun să amendăm regulamentul Consiliului de Funcționare, regulamentul de funcționare a Consiliului Local, pentru că în pandemie s-a adoptat acel amendament prin care persoanele, societatea civilă, locuitorii orașului, dacă doresc să vină la ședințele publice ale și la dezbaterile noastre, trebuie să facă acea înregistrare, cerere și tot ce înseamnă asta. Asta a funcționat în timpul pandemiei, când sala ne obliga să avem un anumit număr. Eu cred că ar trebui să reflectăm, să amendăm din nou regulamentul și să revenim la varianta cel care dorește să participe de la ședințele publice, în alege la fiice. Dacă e aici, pentru viitoarea... Complexitate, cel mai corect ar fi că așa clădirea este mică sala, poate de cadă la cultură, avem microfoane, avem microfonie, avem sala... Nu avem nicio problemă. Eu propun pe stadion. Hai să spune stadion. Să trebuie o sală vizibilă în care putem urmări voturile și toată lumea poate la voturi. Eu cred că trebuie să ne adaptăm la condițiile când vor fi dezbaterile de acolo. Noi nu putem acum, când e o știu ăsta, să ne ducem în sala adicată. Ne adaptăm în funcție de... Da, eu vă propun ca să reflectăm asupra modificării de regulament. Eu vă modific. Dacă nu mai e nimic de spus, declar ședința închisă, vă mulțumesc și eu vă mulțumesc.